Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În sfârșit a venit ziua cea mare. Într-o însorită zi de 16 octombrie plecăm la New York. Am scăpat de cazarea asta, vai de mama ei, de aici, din Ocean City. Acum mai avem 15 minute, mașina e deja aici, mai avem 15 minute și plecăm către New York. Nu sunt de obicei atât de entuziasmat, dar astăzi lucrurile s-au schimbat pentru că în sfârșit am terminat cu munca. Banii sunt bine, banii stau bine pe stânga aici. Acum este în sfârșit timpul să ne distrăm, să mergem să vizităm marile orașe ale Americii, New York, Miami și LA. O să stăm câte 3 zile în fiecare oraș și voi o să mergeți cu mine să vedem cu ce o să ne surprindă. Eu abia aștept, sunt nerăbdător. Aceștia sunt prietenii mei șmecheri pe care o să-i vedeți în vlog cu mine. Mașina e gata cu toate bagajele. E timpul să ne îmbarcăm, hai la New York! La revedere, Ocean City! A venit și autobuzul! Am așteptat vreo 2 ore aici în gară după autobuz. Se pare că a venit. Facem vreo 6 ore până la New York. Băieții sunt gata? Ne vedem din New York, din Times Square! Excursie clasa 4-a cu autocarul la Severin. Care e starea nației? Proastă. A murit nostru, băie. Ara e pe nostru. Nu cred. E pe clădirea lui Spider-Man. Și am ajuns și în New York la cazare. Danele, de ce fugi? Am ajuns în New York la cazare. Este o căsuță foarte cochetă, micuță, da, cochetă. Ziceți, băi, băieți, ce părere aveți? 3 metri pătrați, ne ghesuim, n-avem loc. Hai să facem un room tour, vreți? Hai să facem repede un room tour, că și așa nu e mare căsuța. Cam așa arată pe exterior. Haideți după mine, vă rog frumos. Cum puteți vedea, filmează Coreița. Bă, cum puteți vedea, niște scări foarte abrupte. Și taxa de protecție. Niște scări foarte abrupte. Dă-te, Corei, așa puțin. Niște scări foarte abrupte. Get out of my house. Dă-te, bă, la o parte. Get out of my house. Un gherțul. Alt gherțul. Cum merge? Intrați în căsuța noastră, cochetă, vă rugăm. Sunteți bineveniți. Uitați un welcome călduros aici. Prima dată avem un mic holuleț care se vrea fi și bucătărie. Avem chiuvet, avem aragaz, frigider, tot cu microunde, hotă, tot ce s-ar putea dori. Mai departe avem un living room foarte frumos, te rog, Cori, filmează. O canapea unde va dormi o fată singură. Avem dulapuri pe aici. Avem o măsuță unde poți să-ți bei cafeluța de dimineață. O plasmă foarte mare. Dați-vă la o parte, Sesam, deschide-te. Aici avem o mini cameră claustrofobă. Bă, are cuier sau nu? Are cuier, are televizor. Are televizor static. Este model nou, nu știți voi. E 2D. Și aici master bedroom. Și aici master bedroom cu 2 metri pătrați mai mare. Am dat la piatră foarte că hârtie care stă în camera asta, ca să știți, deci. Acum noi mergem să mâncăm ceva la Burger King. Ne vedem mâine să explorăm împreună New York. Hai, bă, ziceți ceva. Ceva. Bună dimineața din New York. Am venit la Starbucks să ne bem cafeluța de dimineață. Planul de astăzi este în felul următor. O să mergem prima dată în Central Park, ne plimbăm puțin pe acolo. Apoi o să vizităm Brooklyn Bridge, după care pe seară o să mergem la o cină undeva la un etaj foarte înalt. Dar deocamdată lăsați-mă puțin să mă delectez și eu puțin cu cafeluța de dimineață. Și am ajuns și în Central Park, mai exact grădina botanică a New Yorkului. După cum puteți vedea, avem o priveliște excepțională de aici. E urât, n-au pistă de alergat ca la noi. N-au pistă de alergat. Central Park e foarte mișto pentru că e ca un pătrat verde într-o mare de clădiri și de beton. Apropo, am uitat să vi-l prezint. El este Flavius, Daniel, dar noi zicem Daniel, Dragoș, pe care Pau, îl mai știți din vlogurile mele că m-a tot filmat, și sora lui Livia. Cu ei rulăm în această excursie. Eu sunt ghidul, că am mai fost. Da, el e ghidul nostru, el ne ajută cu totul. Eu sunt ghidul, da, deci eu. Hai să mergem mai departe. Ia uitați câte veverițe sunt în Central Park. Se bat. Se bat. Dă-i, mă, dă-i. Ce faci? Am ajuns și pe câmpiile patriei. Ia uitați-vă câta întinderea de verdeață e aici. Aici vorba lui Flavius, aici își aduc New Yorkezii vaca la păscut. Frumos cu turma de oi, domnul Gigi. Am terminat și cu prima atracție turistică din New York, Central Park-ul. Ia uitați-vă ce priveliște e aici în spate. Urmează să mergem la shopping în Times Square. This is the biggest and the greatest tower of all time. Trump Tower. Schimbare de plan.
Am ajuns pe Brooklyn Bridge prima dată, după care mergem la shopping. Folosesc telefonul pe post de microfon pentru că e foarte mult vânt aici și nu se aude. Primele impresii de pe Brooklyn Bridge, zi Flavius? Am mai fost, îmi place. Nu știi la ce să te uiți prima dată. Avem acolo în spate One World Trade Center. Acolo o să mergem, după ce vizităm Brooklyn Bridge-ul, o să mergem la muzeul 9-11, practic să comemorăm victimele atentatului terorist din 2001. America e bogată, America e frumoasă, așa cum am zis, nu știi la ce să te uiți prima dată, sunt foarte multe clădiri înalte, foarte multe clădiri cochete aici, dar ce să mai e, altceva New York. Hai băieții, că am luat și un microfon nou de aici, de la Best Buy. Acum sper să se audă mai bine camera. Eu aveam microfon cu mine, dar l-am uitat la vechea cazare, de asta a trebuit să cumpăr un alt microfon de aici din New York. Acum totul e bine, hai la cumpărături băieții. Bă, m-am gândit la o idee foarte interesantă și anume să mă îmbrac în fiecare oraș în care merg ca personajul din GTA pentru orașul respectiv. De exemplu, pentru New York să mă îmbrac ca Nico Bellic, pentru Los Angeles să mă îmbrac ca Carl Johnson și pentru Miami să mă îmbrac ca Tommy Vercetti. Ce ziceți? Și în final am ajuns și în Times Square, după cum puteți vedea, stradă plină de luminițe. O să mergem pe aici pe la magazine să cumpărăm ceva haine, dar o să vă arăt ce haine am cumpărat și ce outfit-uri am construit mâine, pentru că nu pot să mă car cu camera după mine, mai ales că s-a pus și ploaia acum, așa că ne vedem mâine. A doua zi de New York, fraților. Vă las să ghiciți voi în comentarii ca ce personaj din GTA sunt îmbrăcat eu acum. Bine, probabil o să vă dați seama, ca Nico Bellic din GTA 4. Ca să vedeți outfit-ul mai bine, avem tot ce trebuie. Nu am găsit pantaloni Adidas cu tunci albe, dar merg și ăștia. Am și mânuși, am și geacă, am tot ce-mi trebuie. O să mergem mai târziu să facem niște poze. Eu zic că o să iasă super șmecher. Dar mai întâi de asta o să mergem la muzeul 9-11 de la Turnurile Gemene. Putem să comemorăm oamenii care și-au pierdut viața în acele atacuri foarte, foarte dureroase pentru poporul american. Doar ce am mâncat micul dejun, la fel și prietenii mei aici. Fă schema ță. Asta e schema ță, dacă nu știați. Am ajuns și la locul în care au fost turnurile gemene. În locul turnurilor s-a construit o fântână. Aici jos sunt numele oamenilor care au murit în atentatul de atunci, din 2001, 11 septembrie. Ne ajunge aici, simți o energie diferită, nu mai ești atât de fericit că ești în New York și ți-aduce aminte că acum 21 de ani, aici, în locul ăsta, oamenii mureau. O să mergem mai târziu și la muzeul 9-11, care este chiar lângă. Da, se pare că e închis, deci o să mergem mâine la muzeul 9-11. Deasupra muzeului scrie Never Forget, adică nu uita niciodată ce s-a întâmplat. De asta trebuie să cunoaștem istoria ca să nu o repetăm, mai ales în contextul actual în care se află lumea. Locul ăsta are o încărcătură emoțională aparte. Realizez că acum 21 de ani oamenii își pierdeau viețile aici și mai realizez un lucru. Faptul că cu toții suntem oameni, cu toții facem greșeli și cu toții avem un timp limitat pe planeta asta. De asta cred că ar trebui să ne tratăm cu puțin mai mult respect și cu puțin mai multă empatie, pentru că nu se știe niciodată când fiecare dintre noi va pleca din lumea asta. Și am ajuns și la Statuia Libertății aici, în Manhattan. Este undeva în spate, unde pun eu degetul acum, e Statuia Libertății. Mă așteptam sincer să fie mai aproape de țărm decât este. Este undeva în mijlocul mării sau ce naiba apă e pe aici. Acum așteptăm câteva minute să apună soarele ca să putem face o poză în ținuta lui Nico Bellic. Deocamdată e puțin cam multă lumină și nu o să iasă poza bine, de aceea mai trebuie să așteptăm 15 minute până apune soarele. Dacă vreți să vedeți ce poză mi-a ieșit, intrați pe Instagram-ul meu, EddieAdvice se numește, aveți link-ul în descriere și o să vedeți acolo ce poză mi-a ieșit de aici, de la Statuia Libertății. Și am ajuns înapoi la cazare, sunt aici cu iubirile mele. Bă, deci am editat poza asta într-un mare stil, frate. Intrați pe Instagram-ul meu să vedeți cum a ieșit. EddieAdvice, dați un follow dacă tot. Zi-vă, poi mâine, nu, mâine. În Miami, nu? Mâine seară ne vedem din Miami. Băi! Ian e în 2040 deja, băi! A scos și Ian piesă, o ascultăm imediat. Acum mergem să mâncăm ceva la restaurant. Ne vedem
Mâine cu a treia zi de New York și ultima, dragul, începe și Miami. Vă pup! Da, băieți, a treia și ultima zi de New York. Suntem la aeroport, mergem către Miami, acum următoarea oprire. Ia uitați-vă ce priveliște e în spate acolo, New York-ul. Adică eu, nu? Da, de la 10 grade mergem la 25 de grade în Miami. A fost super mișto, am vizitat toate atracțiile turistice majore de aici din New York. Am cumpărat și cadouri pentru familie, pentru mine. Bun, n-o să mai filmez din aeroport pentru că într-o oră avem avionul. Ne vedem în Miami în următorul vlog. Mersi că mă urmăriți. Nu uitați să dați subscribe, nu uitați să lăsați un comentariu. Băi, vedere, cine mai face vloguri ca ăștia în afară de Vlad Munteanu? Adică, pe bune, like, comment, share, un pupic la Edi pe obrăjel, toate fetele pe care... Așa, așa. Ne vedem în următorul vlog de la Miami. În data viitoare, nu uita, pune eu reușită, numărat eu. Pa, pa!